Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Deși este o artistă celebră, niciodată nu a făcut din succes un scop. A luat lucrurile așa cum i-au venit, s-a bucurat din toată ființa ei de harul pe care Dumnezeu i l-a dăruit. N-a uitat nicio clipă de învățăturile primite de la părinți și știe că toate pot fi concentrate în cele 10 porunci din Biblie. Am fost plecată în lumea asta datorită muzicii, în foarte multe colțuri ale lumii, dar niciodată nu m-am gândit să părăsesc această țară. Chiar și acum, în situația aceasta incertă, prin care trecem cu toții, da, cu războiul la graniță și așa mai departe, n-aș putea să plec niciodată din țara asta. Oamenii vin și pleacă. Sunt pasageri în viața noastră. Sunt pasageri, da, cu toții. Rămân doar cei care trebuie să rămână. La spitale am cântat de sărbători pentru oamenii care nu se puteau deplasa acasă la ei și mergeam și cântam la spital lângă bolnavi. Erau bolnavi aduși cu paturile, da, în holul spitalului și cântam pentru ei. Bună seara, dragi prieteni! Sunt Laura Manciu și vă spun bun regăsit la Oameni și Păreri. Suntem un popor privilegiat de Dumnezeu pentru că aici s-au născut artiști valoroși care ne-au făcut să fim mândri că suntem români. Nu greșesc dacă spun că invitata mea din această seară cântă de mică. Aș folosi o metaforă, este un satelit natural al muzicii. Gravitează de când se știe în jurul ei. S-a născut într-o familie unde arta era la ea acasă. La numai 3 ani, fredona cât era ziulica de mare cântecul din coloana sonoră a desenului animat Heidi și nu-i ajungea curtea cântând. Din acel moment, mama ei își dă seama că drumul pe care fiica ei trebuia să apuce este cel al muzicii. Debutul său are loc la vârsta de 14 ani la Festivalul București 86, unde, fiind cea mai mică concurentă, a primit premiul tinereții și în același an cucerește premiul întâi la secțiunea interpretare la Mamaia, festival de la care va fi nelipsită mulți ani la rând, deținând numeroase premii. A fost marea câștigătoare a trofeului Festivalului Internațional Cerbul de Aur și a reprezentat de 2 ori România la Eurovision. A colaborat mult timp cu grupul Divertis și a adunat de-a lungul anilor 11 trofee internaționale la cele mai importante festivaluri de muzică. Este una dintre cele mai iubite și apreciate cântărețe din România. Nu s-a mulțumit niciodată cu jumătăți de măsură, a muncit și a perseverat cu toată dăruirea să-și atingă visele. Vocea inconfundabilă și râsul cuceritor ne-au făcut diminețile frumoase. Timp de 7 ani a prezentat matinalul de la radio. Deși este o artistă celebră, niciodată nu a făcut din succes un scop. A luat lucrurile așa cum i-au venit, s-a bucurat din toată ființa ei de harul pe care Dumnezeu i l-a dăruit. N-a uitat nicio clipă de învățăturile primite de la părinți și știe că toate pot fi concentrate în cele 10 porunci din Biblie. Fiind o perfecționistă, nu s-a mulțumit cu autosuficiența. Pe lângă muzică, îi place să facă tot ce îi strânește curiozitatea de frumos, se bucură de tot ce o înconjoară, iubește viața și chiar dacă este și actriță, nu-i place să copieze pe nimeni. Este ea, Monica Angel, cea autentică, care te cucerește iremediabil prin felul de a fi. Talentată, cu tact, cu mult bun simț, cu o ușurință a exprimării de apreciat, tonică, firească și plină de viață. Ne-a convins de-a lungul anilor cu leitmotivul vieții ei, care este iubirea. Dau viața mea pentru o iubire.
supremul preț pe care îl poate un om plăti. Să mor iubind și să mă nasc pentru a iubi. Monica Anchel, bine ai venit la noi! Mulțumesc tare mult pentru invitație și mulțumesc tare mult pentru cuvintele frumoase pe care tocmai le-ai spus despre mine. Cum te raportezi la premii? Te captivează? Te interesează? În perioada în care am fost prezentă la toate acele festivaluri la care am participat, mă interesau foarte mult premiile pentru că era, dacă vrei, o competiție cu mine, da? Nu neapărat cu ceilalți. Vroiam eu să știu unde pot să mă poziționez, la ce nivel sunt în comparație cu alți oameni, dar în primul și în primul rând cu mine. Vroiam să știu dacă pot realmente să-mi stăpânesc emoțiile care de fiecare dată erau extraordinar de mari. Deci, în primul și în primul rând, am făcut acest pas către toate concursurile la care am fost pentru mine. Și pentru a-mi demonstra mie dacă pot, cât pot, până unde pot și așa mai departe. Și din fericire am putut de fiecare dată. Aș vrea să mergem într-un loc deosebit, în locul în care emoțiile erau puternice și pozitive, când ne prisoseau dorințele în locul experiențelor formatoare, al atașamentului, al sentimentelor intense și genuine, pure. Măi, din ce îmi povestește mama, pentru că eu trebuie să recunosc că am o memorie selectivă din fericire. De ce spun din fericire? Pentru că în permanență am câte ceva nou de învățat. Ori pentru asta știe ca hardul acela pe care trebuie să-l mai curez din când în când. Dar din ceea ce îmi povestește mama despre cum eram eu copil fiind, înțeleg că am fost un copil foarte cuminte. Foarte cuminte, chiar și dacă chiuleam de la școală, nu mă duceam cine știe unde. Mă duceam acasă. Mă duceam acasă și stăteam tot cu mama. Da? Motivând că, nu știu, n-a venit profesoara de fizică sau de chimie, astea au fost materii care nu m-au atras, trebuie să recunosc. Și eram un copil cu minte, dar în permanență am avut lucruri de făcut acasă. Am crescut cu animale de mică, da? Și plăcându-mi foarte mult animalele, de fiecare dată părinții mei m-au responsabilizat cu animalele pe care mi le-am dorit. Și acum am animale și sunt la fel de responsabilă cu ele. Cățeluși, da? Da, da, da. Am rămas doar cu patru. Doar cu patru. Sunt mare, mare iubitoare de animale. Dar, repet, chiar am fost un copil cu minte. Sigur că așa mi s-au mai întâmplat diverse accidente, știu și eu, prin curte. Nu? De exemplu, tatăl meu, sculptor fiind, când eram eu mic, avea o tejghea foarte înaltă pe care lucra el, avea o menghină acolo unde își punea bucățile de lemn și le prindea și așa mai departe. Și la un moment dat m-am urcat pe teșgheaua aceea, pe jos era pietriș și am căzut de acolo, am căzut cu fața în acel pietriș. M-am rănit, mă rog, a venit mama care m-a luat și mi-a zis, hai că n-ai nimic, m-a spălat cu săpun, mi-a dat și cu puțin spirit. Când mi-a pus spiritul, am zis, vai, dar mă ustură puțin și a zis, ei, te ustură, ți se pare, n-ai nimic. Și după aceea m-a dus la oglindă, știi, să vadă, de fapt, să-mi arate, de fapt, ce s-a întâmplat și am început să plâng și mi-a zis, e târziu acum să mai plângi, că deja te-am curățat. Deci au mai fost și astfel de năzbâtii, știi, altă dată am luat o daltă de-a tatălui meu, și am vrut să sculptez ceva și în loc să sculptez ceva, mi-am tăiat mâna, știi, de la degetul mare până la degetul arătător. Mă rog, da, eram foarte mică și evident că s-a refăcut tot țesutul. A fost un moment când ai simțit că ți s-a dărâmat copilăria. Casa unde locuiați a fost demolată, a fost ca o rană deschisă. Da, cred că mulți am trecut printr-o astfel de situație, pentru că știm cu toții, mă rog, cei de vârsta mea, da? Că pe vremea lui Ceaușescu s-au demolat foarte, foarte multe case.
Bine, nu s-au demolat doar case, s-au demolat ele și biserici, dar anumite case. Dar asta a fost situația. Ni s-a demolat casa, a trebuit să ne mutăm într-un apartament și viața a continuat. Viața a continuat. Știi ce se întâmplă? Toate lucrurile acestea, cred eu că te întăresc. Realmente. Așa este. Toate încercările de acest gen te fac să devii mai puternic. Știi? Chiar vorbeam de curând cu un amic de-al meu și îi spuneam că, mă rog, am fost plecată în lumea asta datorită muzicii, în foarte multe colțuri ale lumii, dar niciodată nu m-am gândit să părăsesc această țară. Chiar și acum, în situația aceasta incertă prin care trecem cu toții, da, cu războiul la graniță și așa mai departe, n-aș putea să plec niciodată din țara asta. N-aș putea, e țara mea, aici m-am născut, aici sunt acasă. Copilăria ta s-a derulat sub semnul muzicii. Cum te-au instruit părinții pe această cale? Al muzicii, al normalității, al echilibrului, al firescului, al bunului simț, sunt foarte, foarte multe lucruri pe care le-am primit de la părinții mei și care sunt extraordinar de importante și benefice pentru viața mea. Pentru că toate învățăturile pe care le-am primit de la ei mi-au folosit și încă îmi folosesc în tot ceea ce fac în fiecare zi. Am principii de la care nu mă abat, pentru că nu vreau să mă abat, nu am de ce să mă abat, da? N-am făcut compromisuri niciodată, m-am întins cât mi-a fost plapuma, cum se spune, și mi se pare normal să fie așa. Niciodată n-am avut atitudinea asta, băi, eu sunt cine sunt. Nu, eu sunt un om care s-a născut cu un talent extraordinar, pentru că așa a vrut bunul Dumnezeu, un talent pe care l-am șlefuit, l-am muncit, am făcut tot ceea ce mi-a stat în putință, să fructific acest talent cu care m-a înzestrat bunul Dumnezeu atunci când m-am născut. Dar, repet, până la urmă sunt doar un om a cărui profesie este aceasta. De ce? Pentru că așa a considerat Dumnezeu că trebuie să fie pentru mine. Da? Eu nu pot să fiu decât recunoscătoare, dar nici de cum autosuficientă că eu aș fi mai presus decât alții. Nu. Nu. Și încă ceva, consider că este normal să fii artist doar pe scenă. Atunci când cobori de pe scenă, ești un om care trebuie să respecte alți oameni și care trebuie să facă totul așa cum e bine și firesc și normal și echilibrat și de bun simț să facă. Mă gândeam acum, în timp ce vorbeai, la ceea ce spunea Leonardo da Vinci despre modestie. Spunea că știința multă îi face pe oameni modești, iar știința puțină îi face pretențioși. Dragilor, vreau să vă fac o destăinuire, veniți mai aproape. Monica este mult mai caldă, este extrem, extrem de caldă atunci când o cunoști în backstage, în culise, decât atunci când apare pe micile ecrane. Știi ce se întâmplă? Marea majoritate a oamenilor, după ce ajung să mă cunoască, îmi spun, vai, mi-era tare teamă să vorbesc cu tine sau să te întreb ceva, pentru că mi s-a părut că ești foarte încrezută. Nu. Nu sunt încrezută, dar pentru faptul că sunt foarte responsabilă cu ceea ce am de făcut și pentru faptul că mă țin de cuvânt, ai văzut... Punctuală. Da, mi se pare normal să fiu așa. Pentru că dacă nu sunt punctuală, îmi dau și programul meu peste cap și pe al tău și pe al tuturor oamenilor care sunt aici și asta mi se pare o chestiune de bun simț, știi? Repet, faptul că sunt riguroasă și serioasă și
mă țin de cuvânt întotdeauna și așa mai departe, asta nu înseamnă că sunt încrezută. Poate că atunci când vorbesc la telefon cu cineva pentru anume ceva, poate că sunt mai repezită, pentru că mai am de făcut și multe alte lucruri și atunci n-am timp să stau să dezvolt o conversație caldă și așa mai departe, știi? Dar sunt un om ok, zic eu. Îmi pare bine că te-am cunoscut. Mulțumesc. E o mare onoare pentru mine. Mulțumesc mult, Laura. Cum și când a început parcursul tău în lumea muzicii? Păi, așa cum spuneai și tu, la vârsta de aproape 14 ani am câștigat primul meu premiu la Festivalul București, 86. Și pentru că eram cea mai mică din tot concursul acela, au fost discuții foarte aprinse, pentru că maestrul Laurențiu Profeta, Dumnezeu să-l odihnească, vroia cu tot din adinsul, care era și președintele juriului de altfel, să primesc trofeul. Doar că toți ceilalți membri ai juriului au spus: maestre, dar este cea mai mică, hai să-i dăm premiul tinereții, că uite, e un premiu foarte bun și așa mai departe. Și până la urmă mi-au oferit acel premiu al tinereții, după aceea a fost festivalul de la Mamaia. Și da, cum spuneai și tu în prezentarea mea, aproape în fiecare an am fost prezentă la festivalul de la Mamaia, până s-a desființat, din păcate, acest festival. Probabil că au fost alte interese, dar n-are rost să intrăm în discuții de acest gen. Mi-am învățat tot ceea ce am avut de învățat din fiecare întâlnire cu marii compozitori ai acestei țări cu care am avut șansa să lucrez și să le fiu aproape și să le fiu chiar prietenă. Cornel Fugaru, Marius Țeicu, Temistocle Popa, Eugen Mihaescu, Mircea Drăgan, Ion Cristinoiu, marea majoritate a compozitorilor. Și de la fiecare în parte am avut câte ceva de învățat. După aceea am făcut un an de zile de canto, de tehnică vocală de gospel, la New York. Am plecat în 91-92. Și asta apropo de ceea ce spuneam, că n-aș putea părăsi niciodată țara asta. După un an de zile m-am întors de acolo mâncând pământul. Mâncând pământul, mi-era dor de fiecare groapă din București. De fiecare. N-aș putea să plec niciodată. Repet, am avut șansa să pot să cânt în străinătate foarte mult, să am concerte, să studiez acolo, dar tot aici acasă m-am întors. Dar știi cum se zice? Că dacă te naști sau dacă lucrezi în altă parte decât într-o țară mică, precum este România, ai avea un alt succes, tu ai o voce extraordinară și contează foarte mult și contextul teritorial, să zic. Da, e foarte adevărat. Da, într-adevăr, din punct de vedere financiar, probabil că aș fi fost wow, multimilionară, mai știu eu ce. Dar eu nu pun neapărat preț pe partea materială. Sigur că e foarte important, evident, să poți să duci un trai decent, nu? Dar pentru mine contează extraordinar de mult partea asta sufletească. Să mă simt bine, știi? Te-a consumat, te-a uzat sau din contră te-a încărcat televiziunea? Nu m-a uzat deloc. Nu, nu. Chiar m-am întâlnit de curând la podcastul pe care îl face Silviu Petcu și cu Alex Zob și mi-am adus aminte cu Silviu Petcu că eu am făcut parte din grupul Divertis 20 de ani. 20 de ani, câte două sezoane pe an, toamna și primăvara, și a fost o perioadă extraordinar de frumoasă. Uh-huh. Nu m-a uzat deloc. Ba, din potrivă, mi-am exersat foarte mult mintea, rolurile, tot ceea ce aveam de făcut. M-au ținut în priză toate astea. Chiar acum lucrez la un proiect nou de televiziune, împreună cu Toni Grecu,
un proiect care va apărea în curând. Este un serial de comedie pe care îl veți putea vedea la Canal D. De-abia așteptăm. Da, și o să fie foarte, foarte haios, foarte haios, interesant, actual. Și abia aștept să văd și eu. Toni Greco, fiind cel care te-a validat, ai fost într-un concert și a observat el ceva acolo la tine. Am fost într-un turneu în Statele Unite și în Canada, un turneu pentru comunitățile de români. Și după ce ne-am întors de acolo, Toni mi-a spus: băi, Moni, dar te-ai gândit să faci teatru? Și a zis: băi, Toni, nu m-am gândit. Și păi, ia gândește-te. Și m-am pregătit, am dat la teatru, am terminat și teatru și a fost perfect. Deci el a fost catalizatorul. Mm-hmm. Da, și a făcut foarte bine că mi-a spus să fac lucrul acesta. Am avut și noroc de profesori extraordinar de buni, Gelu Colceag, mi-a fost unul dintre profesori, Alexandru Bindea, Margareta Pogonat. Chiar îmi aduc aminte că atunci când am dat examenul de licență în comisie, în sala de spectacol, era maestru Demrădulescu. Și i-a plăcut foarte mult, pentru că imediat am reacționat la ceea ce mi-a dat să schimb. Și chiar îmi aduc aminte vocea dânsului din sală care a spus: da, asta e, bravo! Sunt lucruri pe care nu le poți uita. Nu? Și în facultate eram deja cunoscută când m-am dus la facultate. Și cu toate astea eram extraordinar de cuminte, conștiincioasă, îmi vedeam de treabă, indiferent de ce îmi spunea un profesor, nu mă supăram, pentru că eram un elev, indiferent de cum mă chema sau cum nu mă chema, n-avea importanță, toți acolo eram elevii acelui profesor la ora respectivă. Umorul pe care îl făceați era tras în glazura show-ului. Cum era umorul atunci când apăreați o dată pe săptămână, tu și grupul Divertis, și cum consider că este umorul astăzi la noi în țară? Sincer. Sincer, eu spun că umorul pe care noi l-am făcut în acea perioadă era umor de calitate, că încă poate exista umor de calitate, că mai sunt emisiuni care au umor de calitate și evident că mai sunt și emisiuni care nu au umor deloc, deși ar vrea să fie emisiuni de umor. Dar până la urmă cred că nu este doar părerea mea aceasta, cred că toată lumea vede acest lucru. Da? Umorul este o chestiune de gust, de înțelegere, de percepție, știi? Nu știu. Important este că eu în jurul meu am oameni cu care rezonez la același tip de umor. Ai în spate 36 de ani de televiziune. Care este forța din spatele acestor acțiuni pe termen lung? Determinarea? Cred? Da, e posibil. Doar că ceea ce vreau să subliniez, Laura, este faptul că eu niciodată nu m-am dat cu capul de pereți să fac neapărat ceva. Am lăsat lucrurile să se întâmple. Pur și simplu. Nu m-am dus să trag de nimeni niciodată, pentru N-ai că mi se pare... lucrurile. Nu. Le-am lăsat să se întâmple. Au fost în jurul meu și încă sunt oameni care sunt răi în ceea ce mă privește, știi? Dar e problema lor. Uite, am auzit de curând că sunt diverși care... Atunci când sunt întrebați de numărul meu de telefon sau dacă aș vrea să mă să cânt la un eveniment, spun: a, nu, domne, că aia nu mai cântă, sau că vă cere o groază de bani, sau că nu știu ce, sau că nu mai vrea să vină, sau că e nesuferită, sau că nu știu ce. Da? Eu îi las în pace, fiecare pasăre pe limba ei piere. Înțelegi?
La mine întotdeauna a putut să ajungă cine și-a dorit, da? Eu sunt foarte deschisă întotdeauna să colaborez cu oameni, să merg să cânt. Și lucrurile se întâmplă dacă trebuie să se întâmple, dacă nu, nu. În ce îți găsești echilibrul interior? În membrii familiei mele. Ei îmi dau echilibrul și prietenii foarte apropiați, care Aviv, nu sunt mulți. Aviv, cred da, că este băiețelul centru. Meu. Băiețelul meu, da. E normal, dar cred că orice femeie pe lumea asta are acolo pe cineva sfânt, știi? Care îi dă realmente puterea de a, de a merge mai departe. Pentru că lumea, cum spuneam, din păcate s-a înrăit din ce în ce mai tare. Din păcate. Oricum nu o să rezolve nimic cu răutatea asta. Și de ce spun asta? Pentru că a fi rău, oamenii aceia care sunt răi nu fac altceva decât să-și atragă de partea lor răul. Da? Așa este. Nici nu trăiesc ei mai bine dacă sunt răi față de mine, nici nu duc o viață mai bună, nici nu li se umplu conturile din bănci, nici nu o să aibă mâncare alt gust dacă sunt ei răi față de mine și așa mai departe. Dar, repet, este problema lor. Dacă ei aleg să trăiască așa, este doar decizia lor. În timp ce vorbeai, mă gândeam la citatul lui Heraclit. Valorile ar trebui să reprezinte busola noastră personală. Ce valori prețuiești, Monica? Păi, cum ai spus și tu la începutul acestei emisiuni pe care o faci, cele 10 porunci, din punctul meu de vedere, nu sunt neapărat porunci. Sunt principii de viață. Sunt principii pe care eu mi-am ghidat viața. Sunt principii pe care îi le spun copilului meu și îi spun că așa e bine și că așa ar trebui să-și crească viața. Pe aceste 10 porunci, 10 principii. Când ai pășit în lumea muzicală, succesul era definit altfel față de cum este calificat astăzi. Are o altă dimensiune? Știi ce se întâmplă? Lucrurile se schimbă, vremurile se schimbă, totul se schimbă. Uite-te și la partea asta, la tehnologie, da? Cât de repede avansează totul. Nu. Toate se schimbă. Toate se schimbă. Doar că, iară vin și spun, spre deosebire de alți colegi de-ai mei, care tot timpul se plâng că vai, că nu sunt difuzați, că ei care sunt cine sunt și că nu așa și nu pe dincolo. Măi, asta este lumea în care trăim acum. Ori accepți, ori dacă nu, înseamnă că tu ai o problemă de adaptabilitate, exact ceea ce vorbeam mai devreme. Eu accept că lucrurile se schimbă, că vin artiști tineri. Nici nu contează dacă sunt la fel de talentați ca mine sau nu, pentru că vremurile sunt altele. Dar nu despre asta este vorba. Important este că fiecare dintre ei are locul lui. Dar totodată și eu am încă locul meu. Da? Și dacă eu sunt conștientă că eu, în lumea aceasta, căreia încă aparțin, am locul meu, de ce m-ar deranja că vine altcineva? Ar fi cea mai mare prostie. Care e problema? Din punctul meu de vedere, nu există conflictul ăsta între generații. Poate exista pentru alții, dar nu pentru mine. Eu nu m-am dus niciodată să mă plâng, să... Adică mi se pare și penibil, știi, tu ca artist să vii să te plângi că ce? Că au venit niște artiști mai tineri? Păi gândește-te că și tu ai fost tânăr, nu? Și tu ai avut vârsta ta la care ai debutat, la care erai în prim plan tot timpul și așa mai departe. Dacă încă reprezinți ceva, o să fii în continuare. Dacă nu, asta e viața, mergem înainte. Care este caracteristica? Care sunt tendințele muzicii ușoare românești? Care este specificul? Ce o individualizează? Te referi la muzica de acum? Da. Știi ce se întâmplă? Oamenii tineri, în mod special, din păcate nu mai au răbdare. Pentru că la ei totul se derulează extraordinar de repede. Știi? Și atunci și muzica, evident, că vine cumva
ca să le susțină aceste nevoi ale lor. Da? Textele sunt foarte simple, da? Ritmurile sunt ori foarte rapide, astfel încât ei să danseze și să-și consume foarte, foarte multă energie, da? Ori foarte lente, să danseze așa spre dimineață unul cu capul pe umărul celuilalt, da? Astfel încât să ia somnul. Cam așa se derulează lucrurile acum. Da. Asta e generația, asta e lumea în care trăim. Da? Nu putem nici să o schimbăm. Trebuie să o luăm așa cum este. De ce anume te temi? Nu mă tem de nimic. De ce să mă tem? N-ai angoase, n-ai frici din astea? Nu. Nu mă tem de absolut nimic. Nu mă tem de nimic pentru că știu că Dumnezeu mă iubește. Și evident că și eu îl iubesc pe Dumnezeu. Nu mă tem. N-am de ce să mă tem. Dacă lucrurile, nu știu, se întâmplă într-un fel anume, ceea ce pentru altcineva ar putea fi o teamă, o frică și așa mai departe, eu nu mă tem pentru că înseamnă că așa o trebuie să se întâmple. Nu mă tem de nimic. Crezi că muzica se creează sau se descoperă? Muzica, din punctul meu de vedere și din ceea ce am discutat cu mari muzicieni, muzica a fost descoperită. Pentru că înainte să existe muzica, da, a existat frunzele care se auzeau foșnind atunci când adia vântul, a existat tunetul, a existat trăznetul, a existat vântul, a existat marea, a existat lupul, ursul, da? Toate astea au fost sunete care au fost descoperite înaintea muzicii. Deci muzica a fost descoperită. Ce înseamnă să fii un bun muzician? Cum se măsoară acest lucru? Eu cred că un bun muzician este acela care poate lăsa ceva în urma lui. Atât din punct de vedere muzical, dar și uman. Pentru că degeaba ești un bun muzician, da? Dacă în spatele acelui muzician este un caracter urât. Sigur, va fi considerat muzician fără doar și poate, dar nu cred că va trece atât de bine proba timpului dacă are un caracter urât. Asta e părerea mea. Așa cred eu că este normal să fie, mai ales pentru un artist. Mi se pare la îndemână chestia asta, nu mi se pare nimic forțat. Am mai cunoscut artiști foarte buni, da? Extraordinari. Unii geniali, dar care aveau o răutate extraordinară. N-am putut să înțeleg niciodată cum poate omul acela să fie artist dacă el este atât de rău. Și ulterior, uitându-mă la ce a făcut, ascultând cu atenție și așa mai departe, mi-am dat seama că, de fapt, într-adevăr, era un foarte bun tehnician, da? Dar nu transmitea emoție. Ori arta înseamnă emoție. Emoție, așa este. Să transmiți mai departe, să nu rămână... Exact, exact. Da. Asta e adevărata artă, să transmiți emoție. Și dacă reușești lucrul acesta, te poți numi un artist, în adevăratul sens al cuvântului. Ce nu se iartă în muzică, în teatru și în televiziune? Care sunt lucrurile de neiertat? N-ai voie să minți. N-ai voie să minți. Pentru că publicul imediat vede lucrul acesta și te taxează. N-ai voie să minți. Este exclus așa ceva. Nu există. Tu, ca artist, în momentul în care ești în fața publicului, indiferent că ești în fața camerelor și se transmite către cei de acasă sau într-o sală de spectacol și așa mai departe, tu nu ai voie să minți ca artist. Și cum poți, prin actul muzical, să minți atunci când acel act îl orientezi către publicul larg? Cum îi poți minți pe privitori? Păi simplu. Sunt
oameni care, mă rog, și la concerte, nu vorbim de televiziune, pentru că nu întotdeauna în televiziune ai posibilitatea să cânti live. Uh-huh. Dar la concerte se duc și fac playback. Uh-huh. Aia nu e o minciună. Oh. Păi, sincer, de puține ori, da. Sincer. De ce mă mai duc la concertul ăla? Nu? A, poți să ai o zi mai bună, mai puțin bună. Asta e situația. Dar te duci și cânti live, pentru că este vorba de respectul pe care tu l-ai față de public. Eu mi-aduc aminte că de foarte multe ori am stat și cu Salvarea lângă scenă și cu perfuzii și așa mai departe. Niciodată n-am făcut playback. Niciodată. Chiar și când aveai probleme de sănătate. Spun. Exact. Deci. Și nu îți pot spune ce apreciere am avut din partea acelor oameni, pentru că era vizibil faptul că nu mă simțeam bine și cu toate astea mi-am făcut datoria, pentru că de aceea eram acolo. Ai prietenii ideale din trecut care te urmăresc de-a lungul vieții? N-am stat să mă gândesc la asta. Oamenii vin și pleacă. Sunt pasageri în viața noastră. Sunt pasageri, da, cu toții. Cu toții. Rămân doar cei care trebuie să rămână. Rămân doar cei cu care am reușit să păstrez o și să construiesc o relație foarte echilibrată și stabilă. Da? Rămân oamenii care s-au putut baza pe mine întotdeauna, dar pe care am putut și eu să mă bazez. Pentru că nu se poate doar să se bazeze cineva pe tine, trebuie și tu să te bazezi pe acel cineva. O reciprocitate. Ca să existe un echilibru. Uh-huh. Da? Pentru că dacă cineva se bazează doar pe tine, ajungi să te cocoșezi și te dai cu capul de pământ și nu mai poți face nimic. Te consumă, efectiv. Dar în momentul în care există acest echilibru, atunci relația poate să funcționeze mult și bine. Dar, așa cum spuneam, da, sunt oamenii vin și pleacă. Îi cunoaștem pentru că trebuie să-i cunoaștem, rezistăm lângă ei pentru că, știu și o învățăm anumite lecții, da? Și mergem mai departe. Nu e nimic pentru totdeauna în viața asta. Nu? Așadar, prieteni stabili pe care te poți baza la orice oră, la două noaptea, de pildă, ai? Am câțiva. Am câțiva. Și atât. E perfect. Nici nu trebuie mai mulți. A, că sunt oameni pe care îi cunoști, sunt oameni cu care te simți foarte bine, te uh-huh. distrezi și așa mai departe. Dar vorbim de oamenii la care chiar poți să apelezi atunci când uh-huh. ai o nevoie reală. Uh-huh. Așa este, cum spun și lingviștii. Este diferență între prieteșug și prietenie. Prieteșugul este o amiciție. Sigur. Iar prietenia adevărată implică intensitate. Intensitate. Profunzime. Da, plus că este ceva ce se demonstrează în timp. Nu e gata, ne-am întâlnit astăzi, am băut o cafea sau un pahar cu vin, ha-ha, am râs, vai, dar ce prieteni suntem. Nu! Putem fi cunoștințe la început, după aceea putem deveni amici și peste niște ani putem să spunem că suntem prieteni. Da? Trebuie să treacă proba timpului. Bineînțeles, chiar dacă nu ne vedem în fiecare zi, că nu trebuie neapărat să ne vedem în fiecare zi. Dar dacă eu știu că pun mâna pe telefon sau tu știi că pui mâna pe telefon și mă poți suna la orice oră din zi și din noapte că ai nevoie de mine sau eu am nevoie de tine, aceea se poate numi prietenii. Ce te impresionează cel mai mult în comportamentul publicului tău? Păi, în primul și în primul rând mă emoționează fiecare întâlnire pe care o am cu publicul. Nu știu dacă e neapărat doar al meu. Cu publicul, în general. Da? Mă emoționează. Pentru că eu, în momentul în care sunt pe scenă, asta mă concentrez de fiecare dată să ofer emoție. Să le aduc aminte de ceva, să le curg o lacrimă, să-i fac să râdă. Uh-huh. Depinde de situație.
Să le transmit o stare. O stare. Asta este rostul meu. Și de fiecare dată când se întâmplă asta, evident că mă bucură enorm. Și consider că mi-am atins scopul, pentru că scopul meu ăsta este în fața publicului. Să le transmit o stare. Și muzica pe care o cânți tu este perenă. Se va asculta și peste 100 de ani. A însemnat și semnifică ceva. Da, ceea ce pot să spun este că însăși piesa Spune-mi, compusă de Cornel Fugaru, versurile Mirelei Fugaru, a intrat deja în topul celor 100 de piese, cele mai frumoase piese de dragoste din toate timpurile. Și asta nu poate decât să mă bucure, îți dai seama. S-au făcut și remixuri, s-au făcut o groază de lucruri după piesa aceasta. În ce situații ți-ai folosit empatia și cum o cultivi? Nu știu dacă o cultiv neapărat, ea face parte din mine, asta sunt eu și rezonez la tot ceea ce se întâmplă în jurul meu. Evident că vin imediat să ajut atunci când pot, normal, să ajut, indiferent de situație. Am cântat de extraordinar de multe ori pentru o groază de cauze din acestea umanitare, pentru nu știu câte concerte din acestea de strângere de fonduri. La spitale am cântat de sărbători pentru oamenii care nu se puteau deplasa acasă la ei și mergeam și cântam la spital lângă bolnavi. Erau bolnavi aduși cu paturile, da, în holul spitalului și cântam pentru ei, da? Deci am făcut astfel de lucruri, nenumărate, doar că n-am vorbit despre ele. Adică nu cred că trebuie să-ți faci un titlu de glorie din toată povestea asta. Să le știi doar tu. Și da, ai făcut foarte bine, bine că ai făcut, dar nu trebuie să te duci să zici, domne, eu am fost și am făcut și am dres și ce prostie asta. Nu cred că despre asta e vorba. Sigur, câteodată îți vine să le spui, pentru că dacă nu le spui, alții au senzația că n-ai făcut niciodată nimic. Da. Da? Am făcut și pentru animale. Strângere de fonduri pentru animale, adopții de animăluțe și așa mai departe. Adică m-am implicat într-o groază de lucruri cu tot sufletul, repet, acolo unde am putut să ajut, am făcut-o fără să stau să mă gândesc. Și poate reprezenta și puterea exemplului. Oamenii văzându-te, îți urmează pilda. Știi ce se întâmplă? Eu ca părinte, cred că cel mai important este copilul meu să învețe din tot ceea ce fac eu. Uh-huh. Pentru că, din fericire, la foarte multe astfel de evenimente, l-am luat cu mine și a văzut despre ce este vorba. Și o să mai meargă cu mine. Foarte frumos. Și așa crește, armonios. Exact. Da. Exact. Și cu grijă asta față de toate viețuitoarele. Oameni, animale, nu contează. Suntem ființe. Monica, îți mulțumim că ți-ai luat timp să fii astăzi împreună cu noi. Ai fost un interlocutor ideal. Nu ești numai un cântăreț, un actor, un prezentator ideal. Ești și un invitat. Întocmai. Ai răspuns la obiect cu o expresivitate bine temperată. Să mai vii pe la noi. Mulțumesc mult, draga mea, pentru invitație. M-am simțit foarte bine și Doamne ajută să ne revedem sănătoși și cu bine. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenție. Ne revedem săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci vă reamintesc că ne puteți găsi pe rețelele de socializare, pagina de Facebook A7TV, pagina Laura Manciu pe site-ul a7tv.ro, unde aveți informații utile, recente și nealterate. Ne găsiți și pe YouTube, TikTok, Instagram, A7TV. Toate cele bune! Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.